Și am ajuns și la Roblox, una dintre cele mai populare platforme de jocuri pentru copii și adolescenți. Întrebarea este însă dacă știu părinții despre riscurile ascunse ale acestei platforme, sau dacă toată documentarea lor înseamnă, a, dacă se joacă prietenii, atunci e ok. În spatele jocurilor și a distracției de pe această platformă se pot ascunde interacțiuni cel puțin periculoase. Las pe ecran una dintre știrile recente referitoare la această platformă, însă dacă o să urmăriți pe canalul nostru interviuri cu specialiști în securitate cibernetică, o să vedeți că sunt multe astfel de situații. Sunt Alin de la și după ce am vorbit cu mii de elevi și profesori în ultimii patru ani despre siguranță online, am adunat din poveștile acestora câteva sfaturi și resurse care trebuie să ajungă la cât mai mulți părinți și profesori. Roblox este o platformă online unde copiii pot crea și juca jocuri dezvoltate de alți utilizatori. Ceea ce o face atât de atractivă este libertatea de a crea lumi proprii și de a juca într-o gamă largă de jocuri. De la construcții la aventuri interactive, Roblox are ceva pentru fiecare jucător. Dar această libertate vine și cu câteva riscuri. De exemplu, copiii pot interacționa cu persoane necunoscute pot accesa conținut nepotrivit și pot fi expuși la comportamente toxice. De aceea este esențial să înțelegem cum îi protejăm pe copii în acest mediu. Există câteva riscuri majore pe Roblox. Primul este interacțiunea cu străinii. Deși mulți copii vor să-și facă prieteni noi, nu toate persoanele care sunt online pe această platformă sunt cine spun că sunt. Este important să le vorbim copiilor despre cum să fie prudenți în privința conversațiilor și a cererilor de prietenie. Un alt risc major este conținutul creat de utilizatori. Unele jocuri pot include limbaj nepotrivit sau situații neadecvate pentru copii. Deși Roblox spun că au măsuri de siguranță, acestea nu sunt infailibile, așa că este esențial să monitorizăm noi, ca părinți, activitatea copiilor pe această platformă. De asemenea, Roblox are și acele microtransacții. Trebuie să fim atenți la ele pentru că se folosește acea monedă virtuală numită Robux, iar copiii pot fi tentați să cheltuie bani reali, costume pe puteri speciale sau acces la jocuri premium. Dar, cum vă puteți proteja copiii pe Roblox? Ei bine, primul pas este activarea setărilor de siguranță. Roblox oferă setări de control parental care le permit părinților să limiteze interacțiunile și să monitorizeze activitatea copiilor. Discutați deschis cu copiii despre riscuri, explicațiile de ce nu ar trebui să accepte cereri de prietenie de la necunoscuți și cum să raporteze orice comportament nepotrivit. Comunicarea deschisă, așa cum am spus și în alte materiale, este cheia pentru siguranța copiilor în mediul online. Stabiliți reguli clare privind timpul petrecut pe Roblox și discutați despre importanța utilizării moderate sau deloc a acelei monede. Virtuale Robux. Implicați-vă în activitățile lor online pentru a înțelege mai bine ce fac acolo. Sunt atât de multe jocuri pe care le pot juca copiii, unele chiar create de ei, jocuri care le dezvoltă anumite dexterități, anumite abilități. Dacă însă alegeți să-i lăsați să folosească platforma Roblox, este responsabilitatea părintelui, în primul rând, să se asigure că această experiență este una sigură fie că este vorba de activarea controlelor parentale, de monitorizarea activităților sau de discuții deschise, să știți că fiecare pas contează. Dacă doriți să aflați mai multe sfaturi despre cum să vă protejați copiii în mediul online, vă invităm să vă abonați la canalul nostru, pentru că împreună putem crea acest spațiu digital mai sigur pentru cei mici. Nu uitați să dați un like, să comentați și să distribuiți acest videoclip pentru a ajuta și alți părinți. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Și în final e important să reținem că jocurile sunt un mod extraordinar pentru copii să se relaxeze, să se distreze sau chiar să-și dezvolte anumite abilități. Însă siguranța este esențială, așa că invit toți părinții să fie acolo alături de copiilor. Perfect. Perfect. Eu zic că